Săptămâna aceasta, membrii ai unei asociații de vânătoare din zona municipiului Brad au sesizat autoritățile cu privire la faptul că în apropierea localității Mihăileni a fost găsit un urs mort. Cadavrul animalului a fost găsit chiar lângă drumul național ce tranzitează localitatea. Din cercetările efectuate de reprezentanții unor instituții abilitate a reieșit faptul că animalul a fost lovit, cel mai probabil, de o mașină. Inspectorii sanitari veterinari au prelevat probe, iar astăzi au făcut publice rezultatele necropsiei. Astăzi s-a finalizat necropsia cadavrului. În urma necropsiei se va emite un buletin de analiză care va conține leziunile constatate, și anume fractură de craniu, fractură de mandibulă, fractura coloanei vertebrale cervicale la nivel cervical, ruptură de aortă cu hemoragie internă masivă, fracturi costale cu perforația plămânului și a stomacului. De asemenea, s-a mai constatat și o luxație a șoldului, ceea ce ne îndrumă spre o concluzie destul de evidentă, că animalul a murit în urma unui șoc puternic, posibil în urma unui accident, unei loviri cu o mașină. Analizele au fost făcute pentru a elimina posibilitatea ca ursul să fi suferit și de alte boli, precum rabie. Animalul lovit de mașină era tânăr, având în vedere că un urs poate să trăiască până la 30 de ani în natură și până la 50 de ani în captivitate. Este vorba despre un cadavru de urs tânăr, în jur de 2 ani, de 80 de kg mascul. Multe specii în zonă, știți? Deci, din informațiile deținute de noi, în județul Hunedoara ar fi cam 300 de urși la ora actuală și foarte multe vulpi, după cum s-a văzut. Acest caz nu este singular. Anul acesta au mai fost loviți de mașini sau braconați și alți urși. Potrivit reprezentanților Direcției Sanitar-Veterinare, urșii coboară din ce în ce mai mult spre orașe și sate și se apropie tot mai mult de oameni. În județul Hunedoara mai există aproximativ 300 de exemplare de urs.